Adakale, cunoscută și ca Insula Carolina sau Insula Orșova Nouă, a fost o insulă pe Dunăre, catalogată drept un mic Gibraltar. Sute de turiști au călcat măcar o dată pe meleagurile paradisului fiscal pentru a cumpăra delicatesele turcești, bijuterii sau tutun la prețuri scăzute. De asemenea, insula era renumită pentru creșterea trandafirilor, din care localnicii obțineau uleiul și parfumul de trandafir. Tot pe Adakale exista o cetate în formă de paralelogram, prevăzută cu bastioane, cazemate și șanțuri de apărare, iar fortificațiile erau legate prin drumuri subterane. Odată cu venirea la puterea comuniștilor, soarta insulei s-a schimbat radical. Au avut loc masive exproprieri și deportări în Bărăgan, iar turcii de aici au fugit pe unde au apucat. După construirea sistemului hidroenergetic și de navigație de la porțile de fier 1, insula a fost acoperită de apele lacului de acumulare al hidrocentralei. Cetatea a fost mutată bucată cu bucată pe insula Șimian, dar nu s-a mai reușit reconstrucția acesteia nici până în prezent. De la acest episod tragic au trecut peste 50 de ani.